Bună seara, dragi telespectatori! Ce bucurie să fim iarăși împreună în weekend! Sunt Izabela Oancea și în seara aceasta, la cei mai buni, am bucuria și onoarea de a avea ca invitat un personaj foarte important în lumea literară a Galațiului, un om cu o deosebită cultură și cu o sete nestăvilită de a citi, cu posibilități imense de a face critică, de a scrie, de a scrie teatru, de a scrie orice fel de cărți. Este un personaj care pe mine, trebuie să vă spun, mă emoționează, mă intimidează. Dar mi-am luat inima în dinți, l-am invitat și sper să mă ajute în această seară. Vi-l prezint cu mare drag pe domnul Adi Secară. Bună seara! Da, mulțumesc mult, o introducere cu adevărat teatrală, ca să spunem așa. M-am emoționat și eu, nu mai știam nici eu cum să încep, despre ce anume să vorbesc sau... Într-adevăr, trebuie să reluăm părți din prezentarea dumneavoastră și să le... Emisiunea se numește Cei mai buni pentru că invitații mei sunt cei mai buni în ceea ce fac. Sigur, majoritatea au spus, dar nu sunt chiar cel mai bun. Sunteți printre cei mai buni, poate de multe ori dovediți că sunteți într-adevăr cel mai bun. Cei mai buni sunt întotdeauna, scuze că întrerup, da. Sunt și foarte modești. Asta și, este, exact. Da. Și aici punem și falsa modestie. Da. Dar toate emisiunile mele încep așa, vai, dar eu sunt cu falsa modestie, nu ceilalți invitați. Nu, ba, domnul Adi Secară chiar este un om modest și de aceea eu am să încerc să-l fac în această seară să vorbească mai mult pe el, pentru că fiind un om modest, descoperi doar citind pe Facebook cronici sau din postările pe care le face, cât de mult citește și ce om valoros este. Și bine, nu numai că citește, domnul Secară nu citește așa orice, nu citește orice fel de carte. El este un filolog deosebit și am să-l rog să începem cu începutul ca să înțelegem toți și dumneavoastră și eu. De fapt, pe care poziție și unde anume îi place mai mult domnului Secară să se poziționeze în tot ce înseamnă acest om de litere, care consider eu că este. De când ați început să citiți? Asta e prima mea întrebare. Da, asta mi-aduce aminte. Apropo de mica discuție pe care am avut-o cu Bogdan în culise, spuneam că de la Cei Pitici, emisiunea la care am fost invitat de curând, tot la Express la Nina, TV, da, emisiunea la Nina, da. Și glumeam că de la Pitici ai trecut la cei mai buni. Am fost avansat. De fapt, sincer să fim, întotdeauna cel mai bine este în lumea piticilor. Deci așa. Eu o iau ca pe o retrogradare acum, dar o retrogradare tot flatantă. Da, profit de ocazia asta pentru a scoate și niște bucăți mici de modestie la vânzare. Reclama este inclusă. Nu știu, apropo de labirintul propriei personalități literare, încerc să îmi câștig timp pentru a face tot ceea ce îmi place. Acum nu știu dacă îmi place din viciu. De exemplu, apropo de citit, se mai întâmplă să citesc și ceva care nu îmi place la modul absolut sau se nimerește. Sunt prieteni care îmi dau cărți ale altor prieteni, prietenii prietenilor și așa mai departe. Și nu întotdeauna, să spunem, de la un anumit nivel poți să fii mulțumit. Dar dacă începi o carte, o termin, nu? Deci îmi dai voie să vorbim... Da, în principiu am spus și mai glumeam și mai mult sau mai puțin serios glumim chestia asta. Întotdeauna când scriu despre o carte, cu una sau două, deci de acum sunt două, mai bine de 20 și ceva de ani de când și scriu despre cărți. Ceea ce citești, da. Așa, nu știu, poate o dată de două, hai să spunem de trei ori, s-a întâmplat să nu citesc. Dar astea au fost împrejurări, da, adică, de exemplu,
dispărea răpit de forțe oculte cel care trebuia să prezinte cartea și persoana respectivă și eram eu acolo, te rugăm, hai uite-te la carte. Da, da, da. În principiu aveam noroc totuși să iau cartea și să stau jumătate de oră, trei sferturi de oră să apuc să văd despre ce este. Mm-hmm. Sau cunoșteam persoana respectivă dinainte și așa mai departe. S-a întâmplat, am spus o dată, două, da, trei ori, s-a întâmplat. Mai, cea mai amuzantă probabil a fost când a trebuit să, nici nu a apăruse cartea și a trebuit să vorbesc despre ea. Dar, și cum? Se mai întâmplă lumea literară, lumea literară e plină de surprize și, și sau lumea culturală. Da, suntem în România, în Balcani, în Uniunea Europeană. Ne descurcăm. Suntem pe planeta asta unică. Noi și trebuie să ne descurcăm. Să ne descurcăm. Sigur, da, 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 da. Da. Dar deci asta vreau să întreb, dacă se întâmplă să începi o carte și nu-ți place, dacă se întâmplă să o lași, o renunți sau nu reziști totuși și o duci până la capăt. Cum ne, apropo de boli ale profesionale, rar mi se întâmplă, spuneam că sunt cărți care nu-mi plac, da, dar rar se întâmplă să nu-mi plac o carte absolut, absolut deloc. Aha. Adică întotdeauna găsesc, spunea și Borges la un moment dat despre poeți în general, că imposibil să nu fie un poet care este născut, iar nu făcut. Da. Da, poate nu-ți place, dar în ansamblu, dar imposibil dacă citești din omenie, să spunem, din dorința de a, de-i da o de șansă, a înțelege omul. Nu, de, pur și simplu suntem oameni, da, 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 creștini, e vorba de spiritualitate și creștin aici, dar în principiu, că sunt pasionat de istoria religiilor, orice religie pune omul în prim plan și când într-adevăr te apropii de un om, ca și la emisiunea de astăzi, da, încerci să înțelegi, să petreci câteva clipe mai mult decât plăcute, da, cu omul respectiv, cu cartea respectivă, prin cartea aceea cu omul respectiv, să-l înțelegi, să-i dai un semn că omule nu strigi în, da, da, în neant, adică ai încercat, da, să te prezinți pe tine acolo, în cartea respectivă, pe tine, lumea ta, prietenii tăi, iubiții. Citind și o carte sau o poezie, poți să intuiești care este, cum este omul, cum este poetul, caracterul lui, în, da, general, nu? Poți, da, să-ți dai seama. Deosebire, adică, na, acum ținând cont și de experiența de viață și de combinându-le, da, trebuie să spune că preferabil ar fi să nu cunoști omul despre care urmează, despre cartea căruia urmează să, da, 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 să scrie, să nu fie influențat omul, dar la noi critica, și eu sunt, hai să spunem, un critic amator, pentru că nu sunt, de exemplu, în Uniunea Scriitorilor să intra pentru literatură, nu pentru critică, dar pentru că e un job rău plătit, să spunem, nu s-au găsit, da, mari amatori de critică literară, e drept și la mine mai degrabă de întâmpinare, deși am făcut și sinteze. Totuși, cum spuneam, da, e un loc gol în care consider că este foarte important. S-a nimerit în Uniunea Scriitorilor și erau necesare astfel de cronici. Da. Să capăt renumele acesta. Consider că este foarte important și chiar cronicile ți le citesc. Atunci, de câte ori le găsesc, le citesc și nu numai cronicile la ce mă interesează, nu numai la teatru. Am citit și tot ce postez despre ceea ce citești. Mi-ai trezit într-adevăr interesul pentru niște cărți și pe parcursul emisiunii chiar am să te rog să vorbim așa despre niște cărți anume. Știi că este foarte important, dacă cineva îți deschide puțin așa orizontul pe un titlu sau pe un scriitor, atunci îți rămâne în cap și faci ceva și la un moment dat încerci să ajungi la cartea respectivă. Da, profitând tocmai de faptul că am avut mână liberă, ca să spunem, am încercat să am un stil, hai să spunem, non-conformist, care poate pe literați sau pe filologii de meserie îi mulțumește mai mult sau mai puțin, dar în general scriitorul este mulțumit tocmai când surprind acel inefabil, să spunem, da, 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 ceea ce are el autentic. Da. Și, de exemplu, ca să dau două exemple,
la două cronici, una scrisă mai de mult, acum vreo 10 ani, la un moment dat, am făcut cunoștință cu domnul Titus Vâjeu, dacă îl cunoașteți, cunoscutul critic de film. Din, dacă nu mă înșel, este căsătorit cu Gălățeancă și a fost culmei și am scris despre o carte a domniei sale, despre, scrisă despre Dan Pița. Și am publicat-o și apoi ulterior a ajuns și o carte de-a mea la domnia sa de poezie. Și mi-a făcut frumoasa surpriză să-mi trimită cronica respectivă, în care sublinia faptul că sunt poate printre puținii 4-5 oameni din România care știe niște amănunte despre un film al lui Alain René, făcut după o idee, un roman al lui, un microroman al lui Adolfo Bioi Casares, poate cel mai bun prieten al lui Borges, tot vorbeam de Borges, invenția lui Morel, anul trecut la Marienbad. Și sunt acolo niște chestiuni de detaliu, de exemplu, filmările la film nu s-au făcut la Marienbad, la Marian Schelajne în Cehia, ci s-au făcut la München. Și în cartea mea de poezie erau niște trimiteri de acest gen și omul era foarte mulțumit că a descoperit un om care știa mănuntele de acest gen. Recent, apreciați lipsa de modestie, așa. Recent, adică chiar anul ăsta, dacă nu mă înșel, Bogdan Răileanu scrie o carte, o cronică la o carte lui Bogdan Răileanu. Este Bogdan, apropo de și recomandări, pentru mine a fost o frumoasă surpriză. Am citit trei cărți de Bogdan Răileanu, trei romane, mai are și o carte de proze scurte, de aceea încă nu am apucat să o citesc. Și consider o revelație. Teoria apropierii, de exemplu, mi se pare poate cea mai bună carte despre prietenie, care frumos, s-a scris, da? Nu știu, acum trebuie să caut. Mai aveam impresia asta, de exemplu, despre Neranțola lui Panait Istrati. Acum chiar am recitit și Neranțola, invitat de domnul profesor Viorel Coman de la Brăila, care în colaborare cu Muzeul de Istorie de acolo, sub egida Academiei Române, scot o frumoasă revistă, a început drumul acum și a apărut deja? Primul număr a apărut deja. Așa. Ce revistă? Conferențe Dunărene. Conferențe Dunărene, da. Ocologii Dunărene, fiind primul număr. Da. Mii de scuze. Dacă revin și o să vă sun o dată la o emisiune, să vă spun care este titlul exact al revistei. În primul număr am scris despre o carte a lui Adrian Buzdugan, Tinerețea, procesul lui Cioran, de fapt, se numește, în care e vorba, de fapt, despre procesul tinereții, procesul în ghilimele, procesul tinereții lui Cioran, care știm prea bine, a avut anumite simpatii de extremă dreapta, da. Și Adrian Buzdugan, pe care eu știam ca un foarte bun scriitor, asta se vedește și un bun analist și istoric în același istoric al ideilor, hai să spunem așa, și reușești de acolo să fie pe linia cea dreaptă, adică nu este partizan, spune, reușește să fie obiectiv. Da. Nu, și din punctul ăsta de vedere mereu am apreciat la Adrian. Este o singură chestie în care noi ne ciondănim mereu, dar asta este altă poveste. Revenind la Bogdan Răileanu și la chestia cu prietenia, la fel, după ce am scris cronica, de fapt, la cel mai nou roman al său, iată că, apropo de defecte și boli profesionale, încep să am probleme cu titlurile cărților. Ai început să le amestec? Nu s-a amestec, pentru că am dubii la... Da. El descrie povestea Mioriței în cartea asta despre care am scris. Și la un moment dat, normal, făcând și niște trimiteri și știind și celelalte cărți ale lui, iată, de fapt, mai este încă o carte și despre Negruțea, mai scrise el o monografie, mai mult sau mai puțin romanțioasă, într-un proiect la Muzeul Literaturii din Iași.
Ei, acolo, bineînțeles că poate asta e unul din defectele mele, în loc să fiu mai concis și să conving mai repede cititorul să se apuce de carte, de cartea respectivă, sau poftim să-l fac curios să se apropie de scriitorul respectiv, mai divaghez, mai fac comparații, ispita asta comparatismul la mine e chiar boală curată, dar nu știu dacă s-a mai inventat medicamente, da, în sfârșit vom vedea. Și el îmi trimite un mesaj că, uite, domnule, în sfârșit aveam impresia că în România asta numai vreo 4-5 inși mă înțelcam ce să vorbesc cu ei sau asta. Da. Și îmi trimite un mesaj de genul, că, în sfârșit, cineva care taie acolo și descoperă chestii. Da, probabil suntem și apropiați de vârstă, cum ne-am format cultural, e posibil să se asemene mai mult sau mai puțin. Da, da, da. Dar sunt și scriitori, dar cartea cu prietenia nu este cea cu descrierea Mioriței. Fără să spui, să insiști foarte mult, să intri foarte mult în deci teoria apropierii se numește cartea, dar fără să intri foarte, să povestești foarte mult, dar așa două cuvinte. Care teoria apropierii, ca să pornesc tot de la scriitor, la un moment e bine să citesc pe ei, se pleacă de la ideea unde se duc prieteniile atunci când se duc. Când se duc, a, ce frumos! Da, 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 da. Și... super! Da, mai ales toată construcția cărții plecând de la, dacă nu mă ieșit din Snagov, se simte că este și ceva autobiografic acolo. Deci, probabil o prietenie de-a lui din adolescență, trec 10, 15, 20 de ani și personajul care este jurnalist hotărăște să facă un reportaj pe Viu, cum ar veni. Și îl invită pe prietenul său, care devine preot. Pentru Bogdan Răileanu pare să fie chiar un leitmotiv, cam în toate cărțile romanele astea, nu știu, Negruții, în toate apare cât un preot. Ba chiar romanul de debut, Dinții ascuțiți ai binelui, chiar se petrece mai cel puțin jumătate din carte, se petrece în lumea preoților și într-o mănăstire. E drept că apare și un interlop care se convertește rău de tot. Dar în sfârșit, întorcându-ne la teoria apropierii, prietenul său devine preot, deci, vă dați seama, un jurnalist, imaginați-vă un jurnalist al zilelor noastre, care suntem într-o televiziune, știm, dar Express TV-ul este, câte știu și cât mă uit, serioasă, nu ține de tabloid sau de... Dar imaginați-vă un jurnalist care trebuie să-și vândă sufletul, cel puțin în România, poate așa e și în Occident, cine știe. În regimul autoritare, probabil mai bine că ea nu trebuie să-și vândă acolo, decât într-un anumit sens. Sufletul, dar probabil pe lumea cealaltă să mai... compensează, mai iertat, sunt de la început supuși unui anumit tipar. Se reîntâlnesc după atâția ani și trebuie să ajungă în Veneția. Și ce se întâmplă acolo? Dar rămâne să descoperiți. Da, e suficient. Da. E foarte frumoasă ideea. Ca atmosferă, dacă vă plac filmele lui Sorrentino cu Tinerețe, parcă primul film care l-a făcut celebr, apoi Tânărul Papă, că tot l-ai făcut. Da. Grande Beleța, parcă și în care apare parcă și Catrinel Menghia. Atmosfera e de acolo. Plus, apropo de ceea ce ne-a făcut să ne apropiem cu Bogdan cu mine sau nu, pasiunea sau poftim critica, analiza lui Damien Hirst, artist plastic, contemporan, din câte știu, este cel mai bine vândut artist plastic actual, gen 50 de milioane de euro sau de dolari fiecare operă. Opere care sunt mai mult sau mai puțin ciudate. E drept că deci acțiunea, ce se întâmplă la Veneția ar fi în 2008, când a fost bienal acolo, și el a pregătit cu adevărat un regal, un imperial de
a se căuta pe YouTube, pe uh-huh, asta, a se vedea ce a reușit el acolo să facă. Și imaginează o lume descoperită, să spunem, o altă Atlantidă în care, aha, în Atlantida, da, da, aia, da, apare, de exemplu, ca premoniție, nu știu cum să-i spun, chiar un Mickey Mouse, să spunem. Deci o lume, da, subacvatică, da, 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 cu ruine, cu sculpturi superbe. El se și amuză de Menhirst când, cred că face cu ochiul așa și chiciului, apropo de Banksy, ceva pe acolo, adică, da, 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 se și amuză pe seama noastră a snobismului, da, de fiecare dintre, da, noi, da, 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 că la un moment din nefericire suntem mai mult sau mai puțin snobi cu toții. Da. Și la un moment dat apare și Damien Hirst în roman. Super, da, dar, uite, chiar o să... Dar nu intru prea multe în... Da, 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 da. E că să... Dar recomand pentru oricine vrea să vadă, da, unde sunt. Da, deci Bogdan Răileanu nu neapărat. Da, oricine, da, suferă, și, da, da, și astfel mai... Da. Ca și una dintre ambițiile mele ca critic non-conformist de literatură a fost să descoper din afara mainstream-ului scriitori noi, care, nu că i-aș descoperi, descopereau mai întâi cei care îi publicau, da, bineînțeles, da, 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 la, da, editurile mari, la Polygon, da, de exemplu. Și acum 3-4 ani descopeream pe Tudor Ganea, de exemplu, care a revenit acum, după ce a avut și un copil, acum e, uh-huh, e proaspăt tătic. Proaspăt de vreun an și ceva, cred. Dar pentru în perioada în care a crescut bebelușul ăsta de la început până la un an și, da, ceva, a scris la Cânte cu păsării de plajă, care este la fel și el în vogă acum. Culmea este că toată lumea consideră acest cântec al păsării de plajă cea mai bună carte a lui. Din punctul ăsta de vedere, am unele rezerve. Da. Mie mi se pare că s-a cumițit aici, adică față de nebunia din primele, da, cărți, e chiar cumițit. E drept că în celelalte cărți are o notă de fantastic. Da. Mă refer la, deci, a debutat cu Cazemata, tradusă recent în Franța. Da. Un titlu, mi se pare mie, iarăși mult mai bun. Și apropo de asta, i-au spus acolo în Franța, i-au spus Tudor Ganea Cazemata, adică Cazemata. A... Probabil a fost o mică, da, confuzie, da, da, cineva care a... Da, 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 și a pus și, da, numele... Nu, nu pe cop. Da, da, niște, da, da, comunicate, da, de pus, da, 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 acolo, da, da, mă amuzam și... Aha. Dacă nu mă înșel, titlul în francez era Femeia care mânca buzele sau o chestie. Chiar doar apare un personaj acolo care face chestia asta. Cea mai bună carte, mi se pare ca o distopie cu totul și cu totul fabuloasă, Porci. Chiar așa se numește, Porci. O lume românească, din asta verde, în care... Ce se întâmplă acolo te ia cu fiori așa. Spre distopie, apropo de ce, apropo de așa, fermă, de, da, ce, fermă de animale. De animalelor și de ei, acolo râșii sunt niște animale sacre ale opoziției, putere. Eu nebunie. Deci are o imaginație Tudor Ganea. Ar trebui să scrii ca, adică Bogdan Răileanu și el cum e mult mai așezată, da. Tudor Ganea are... Îmi cer scuze, nu vreau să te întrerup. Uite, deja avem niște titluri față de care am căpătat interes, dar eu vreau totuși să vorbim și despre tine. Să ne întoarcem puțin. Ca și critic sau cronicar, din păcate, să ne întoarcem. Nu, dar eu am început. Eu, să... Da, ăsta este altruism să vorbești atât de mult și de frumos despre doi scriitori. Nu știu dacă vor afla ce frumos ai vorbit, dar vreau să vorbești despre tine. Vreau să începem cu începutul. Te-am întrebat când ai început să scrii și mă refer la vârste foarte fragede, deci vreau să o iau cu începutul. Asta e foarte amuzant. Vorbiți și la lumea criticilor că, da, prima oară am scris probabil la 7 ani, dar eram cu creierul spălat sau, nu știu cum se spune, clătit sau, sau modelat, chiar așa, mai, cred că mai degrabă așa, și scriam
probabil poezie influențată de Eminescu, Vasile Alexandrie. 7 ani? Da, super, țin minte că era în 1979, pentru că au fost... Bine, dar înainte ai citit, ar trebui să începi să citești. Probabil și de la 5-6 ani, mai citim mai, mm-hmm. Nu știu exact când... Deci ai început cu povești ca orice copil? Sigur, povesteam de... Asta mi-a rămas, mi-a rămas întipărită cu Edmondul de... Amici, cuore, da. Asta țin minte. Prima carte pe care știu că mi-am luat-o din Iași, nu, Galați, l-am luat altele, dar eram un Alexandrie, știu că mai citeam și Eminescu. Da. Bineînțeles, eram un epigon rău de tot, la 7 ani, poate să, cu lecturi, probabil Tom Sawyer sau ce mai fi citit. Da. Povești muritoare, știu că eram nebunit pe Legendele Olimpului. Ce se citea, la putea citea 6-7 ani pe vremea regimului respectiv. Ținut că acasă nu, părinții nu aveau o bibliotecă a lor, am început să acumulez cu timpul premii la școală. În clasa 1 știu că am luat cărticică, țin minte, Mihail Sadoveanu, poveste din război sau o chestie de genul ăsta. M-a nebunit și aia, mi-a plăcut Sadoveanu. Citeam, adică ne-am ușor măreștilor. Adică întreb pentru că, sigur, un om care citește atât de mult acum la maturitate și care este atât de preocupat de literatură de orice fel, care scrie și poezie, care face critică, mi-l închipui că atunci când era copil citea absolut tot timpul. Deci la Umbra copacului, da, la... Citeam dezordonat, pentru că nu... Cât de abia probabil... Un fel de Nicolae, așa, deci absolut oriunde să poți să de-abia prin să liceu, cidești. Probabil am avut niște discuții mai mult sau mai puțin, de exemplu, cu doamna între a 7 și 8 am avut noroc să-l am pe domnul Vasile Savin, cu care sunt prieten foarte bun și acum. Ce liceu ai făcut? Unde ai făcut liceu? Liceul l-am făcut la LMK, cum era LMK atunci, și am terminat la grupul școlar, Carol, acum ce fel. Așa. Deci cu domnul Sabin, care știu că el m-a rugat prima oară să scriu o cronică, ca să am mai povestit asta, de aia, adică mintea mea da. Tendința să dea deoparte. Asta deci între a 7-a, 8-a. Da, între a 7-a, pe la sfârșit, clasa 7-a. Știu că el era, probabil a fost mai mult sau mai puțin intrigat, că de obicei copiii duceau la bibliotecă, el avea în grijă biblioteca școlii, mă îngrijea acolo, deci era tărâmul lui de bas și într-adevăr arăta foarte bine cum era. Bibliotecă și probabil era, a fost intricat, toți copiii se duceau, erau două rafturi acolo și toți se duceau numai la cele două rafturi. Eu am început să explorez și mă duceam, descoperisem totuși cu totul. La ce școală asta? 42. 42. Sfinții Împărați. Da. Da. Și văzând că iau și cărți pe care și las copiii, nici nu se gândeau măcar să le caute. Să le caute, da. Lasem focul lui Barbius la un moment dat. Nimic nou pe frontul. E drept că erau de război, probabil. Așa, dar mai lasem, de exemplu, cu exploratori din Himalaya, cu ceritorii celor. La început a fost Sumeru, de aici a plecat. Apropo de cărți de istorie și la început a fost Sumeru, m-a rugat să-i fac o cronică pentru gazeta de perete. Da, acolo. Asta, pentru cei care iubesc happy end-urile, n-am terminat cronica aia niciodată. Ba chiar nu m-am mai dus după aia, că mă gândeam, măi, ce sunt? M-am avut o problemă, cum sunt într-o... Eu care sunt obișnuit cu cronici foarte lungi. Deci de mic făceai cronicile. Da. Cum să... Până la urmă avem țară, nu m-am mai dus. Da. Ai avut și alți profesori în care ți-am... Doamna Moldoveanu, iarăși, spun că am întâlnit-o într-a așa zice, profesor de filozofie de la Valahie, Dumnezeu să-l odihnească, la liceul CFR, ce au fost mult mai mulți, dacă e să-i... Care te-au, mă rog, te-au încurajat și te-au îndrumat într-un vreun fel? Da. Adică ai ținut cont de... Au mai pus în discuții... Da.
Da, uite, îmi spunea, aia, de exemplu, Bogdan Silion îmi spunea că el a citit foarte mult la începuturile tinereții lui și citea haotic, absolut tot ce găsea, cădea în mână. Mine, da, până când au început să apară oameni care să-l... Și aș putea spune că eu încă, și acum continui să... Citești tot ce... Am început să am, adică, să am o sită așa de sinteză, să mă gândesc, de exemplu... Bun, aș putea... La cât am scris despre toți scriitorii grățieni care au publicat între 90, da, în anii 95, cam pe acolo, 2020, am spus în ăștia 30, aș putea scrie o istorie a literaturii, da, că probabil cam 80% i-am acoperit deja, adică trebuie să mai mă întorc la 20% din... Da, și da, sunt scriitori galați, și Brăila acum, apropo de zona noastră, sunt destui. Și aș putea face o sinteză intitulată, apropo de Bogdan Silion, pasionat de Mircea Eliade, să spun, da, istoria credințelor și ideilor literare la Galați, dar nu chiar mă gândeam la, dar de la Galați la New York, pentru că avem Nina Casian moare la New York, de exemplu, un vârf al literaturii, da, noastre aici, nu? Acum nu s-a inventat limba gălățeană ca să vorbim de literatura gălățeană, da, istoria scriitorilor de aici, care au plecat, care au reflectat în opera, da, lor Galațiu, maestra Dina Davija, care iarăși de vreo 7-8 ani nu țin eu minte să mai fi publicat ceva, dar a debutat ca foarte bună poetă și a publicat la Polirom, a publicat Șaman, romanul Șaman, și cam de la Șaman, din câte știu, a plecat. Și mai avem și pe Conrad Bergovici, Conrad Bergovici, care e un fel de panaiti strate al, dar de limbă, da? N-am citit engleză. De, da? Da, nici eu n-am citit nimic, da, de Conrad Bergovici, pur și simplu este o legendă, dar sigur ați văzut Dictatorul de Charlie Chaplin. Da. Este o controversă în ceea ce privește Dictatorul filmului Charlie Chaplin. Și după cum este prezentată povestea în istoria lui Charlie, istoria lui Charlie Chaplin, și al lui Conrad Bergovici, se pare că scenariul i-a fost, eu bănuiesc că nu însușit cu reavoință, sau, dar pentru că filmul a avut succes, chiar Charlie Chaplin a avut, da, mai mult succes decât Conrad Bergovici al nostru, s-a ajuns la un proces la un moment dat, s-au cerut drepturi de autor, sau cam, s-a cam pus Batista pe Țambal, a reieșit că e posibil să fie așa, că eu mi-am luat ideea, că mai... Da, da, da. În primul rând și denumirea țării respective a dictatorului, dacă nu mă înșel, nu era Romania, era Tomania. Sau Tomania, aha, Tomania, aha, adică... Da, 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 da. Acum, da, nu știm dacă este așa, dar... Da. Crezi în teorii din astea, de exemplu, acum mă întorc cu mulți sute de ani în urmă, dar, de exemplu, despre Shakespeare se spune că au fost mai mulți care au scris, sau, mă rog, a avut o altă inspirație. Crezi treaba asta sau... Acum, da, dacă e doar... dacă e să iei în matematic sau... Dacă e să o luăm matematic și calculăm timpul pe care l-avea de la dispoziție Shakespeare, adică n-avea internet, da, n-avea televiziune, n-avea... viața lui era chestia aia, da, putea spune că... Ar fi avut timp să... Așa, sunt controverse, din câte știu și ce am citit eu despre Shakespeare, sunt influențe, da, și el a fost influențat, deci, cartea lui de căpătă era Plutarh, viețile paralele și de acolo a luat și pentru... Iulius Cezar sau, da, Troilus Cresida, care Antonie și Cleopatra, toate sunt tipurile luate de acord. Da, da. Dar probabil stilistic vorbind, punând cap la cap, da, totuși este probabil unul singur. Cel care nu mai fi luat da, 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 și de la alții, că unele piese anonime din vremea respectivă i-au fost atribuite lui din, da, da, diverse, da, motive. Poate cineva, da, a avut interesul să spună că tot Shakespeare a scris-o. Da. Ce s-a mai descoperit și în zilele noastre? Da. E... Da. O să mă întorc iarăși la tine și am să
vreau acum să așez tu pe cum vrei, pe ce nivel vrei, fiecare etapă și fiecare capitol al calității tale de om de litere. De exemplu, poți să îmi spui ce preferi, ce-ți place, ce faci mai cu drag, să scrii poezie, critică, no, teatru. Când e vorba, când te apuci de scris, nu prea mai te gândești că am devenit poet pentru că de intrat în scritură, am intrat pentru poezie, nu neapărat pentru că, nu știu, dezvoltându-și simțul critic, îmi dau seama că la început scriam mai mult sau mai puțin, mediocru, până nu încep să citești cât mai multă poezie din diferite epoci și așa, nu organul, să spunem, necesar scrierii poeziei, care este vorba lui Nichita Stănescu, probabil nu scriu eu, nu, scrie Îngerul, scrie, da, e, ca vehicul eu sunt, eu cu numele meu, dar probabil vreo 2000 de ani nu o să conteze asta absolut deloc. O să fiu, dacă o să mai rămână ceva din ce am scris eu, posibil anonimul Gălățean, cum îmi plăcea mie să spunez deseori la început. Una dintre cărți chiar așa se intitulează, Anonimul Gălățean. Da, reîntorcându-mă la poezie, spuneam că eu am renunțat să mai scriu poezie pentru că ar fi fost prea simplu. Da, nu mai scrii poezie? Mai chiar ultim, vreo 2-3 ani n-am scris, dar acum chiar aproape am terminat un alt volum. Mai am 2-3 manuscrise care deja sunt, au vechimea lor și înaintând în vârstă te gândești la care ar fi motivația, că totuși nu sunt mari amatori de poezie, puțin te cunosc, da. E posibil, dacă scoți, pentru și prieteni. Pe ce... La urmă, nu mi-a scos ca pe o carte de vizită și mai dăruiești la prieteni poezia. Da, sau... da. Poate alt ar fi fost situația dacă eram în București, în Iași, unde se împart altfel cărțile culturale la nivel de ministerie, sunt universități. Dar cum trebuie să facă un poet care vrea să-și promoveze poezia, să nu aștepte la 200 de ani după ce moare? Pentru poezii chiar nu știu, pe proză și eseu, pe asta sunt anumi scritori care, să spunem, ar putea trăi doar vreo 10 cât ar fi în România, care pot trăi numai pe baza contractului, referind la cei mari care sunt la editurile mari, care îi știm prea bine, Cătărescu, Liceanu, cât vor mai fi Doina Ruștii mai nou sau... Da. Care mai, dar pe poezie, pur și simplu, e mai degrabă un fel de a trăi. E un fel în care oamenii își celebrează libertatea, iubirea de viață, așa consider. Și spuneam că am renunțat pentru că ar fi prea simplu. Dacă mă închideți aici până mă lăsați 2 zile, vă scot câte un volum. Poate asta o să meargă vreo 10 volume, timp de 10 volume și după aia o să încep să nu mai fiu mulțumit și chiar o să spun că nu mai vreau să scriu niciodată poezie. De care poezie ai scris? De exemplu, acum ce volum vrei să scoți? Poezie de care este? Poezie de... Poezie în vers alb, în general, în afară de... Că am mai povestit chestia asta, la un moment dat eram înnebunit pe François Villon. Și citeam rondelurile și îmi plăceam la nebunie. Hai să scriu și eu ca să fiu mulțumit, m-am chinuit la un rondelul Cailor Veri, sau nu știu cum se numea, m-am chinuit vreo săptămână, ei, nu oră de oră, dar relativ să iasă într-o formă acceptabilă, dar n-are niciun rost. Mă chinuie o săptămână pentru... Înseamnă că totuși nu sunt... Nu știu dacă am tras o concluzie asta la orice, dar adică nu sunt chiar atât de bun poet, de bun meșteșugar, astfel încât să... Astea trebuie să curgă așa... Trebuia să ai... Mie mi s-a spus mereu, am fost și fost dat afară din brigada artistică, nu o să-mi iert niciodată colegile. Da, prin clasa 6-a, parcă nu mă știu, erau brigăzile artistice. Da. Și la un moment dat s-au plâns colegii, strigă cântecul, el să tacă din gură, să le cite doar poezia cum ar veni și n-a mai
mi-am ratat cariera asta de... Da, da, da. Și din cauza asta nu mi-am dezvoltat nici simțul muzical, ca să pot să... Da, da. Pentru că îți trebuie asta, dacă vrei să scrii poezie în stil clasic, cu măsură, cu rimă, nu mi-am dezvoltat asta și poate mai bine, pentru că încet cu încetul mi-am dat seama că mulți dintre cei care scriu astfel în zilele noastre, nu, pur și simplu sunt niște epigoni, nu reușesc să, foarte rar, sunt, probabil, găsești numeri pe degetele la două mâini, cei care sunt într-adevăr foarte buni scriind în, în stil. Apoi am mai venit la un moment dat, luând contact cu lumea turcă, și cunoscând legenda lui Sar Saltuk Baba, cu fascinantul secol XIII, care pentru lumea musulmană și turcică sunt acolo niște personalități cu adevărat marcante, cum Yunus Emre, care este anul internațional UNESCO. Da, ne-a spus doamna Gintel. Anul acesta s-ar împlini, da, cred că 700 de ani de la moarte. Yunus Nasreddin Hoxha, tot în perioada aia, Rumi, Rumi, care a marcat spiritualitatea nu numai turcă, ci și... Da. Și acest Sar Saltuk Baba, misionar turc selciucid prin nordul Dobrogei, și toată atmosfera aia de la Baba Dag, unde am fost și am cunoscut unde este el mormântat, unde are... A, la Baba Dag este mormântat? Da, da, da. Ei, este o întreagă legendă frumoasă de asta și m-aș captiva. Dar poate ne spui un pic despre legenda asta ceva. Pentru că scriitorul, scriitorul este mereu în căutarea unor subiecte care să fie cât mai inedite. Da. Te gândești, Paulo Coelho, și a scris Alchimistul și ce succes a avut cu Alchimistul, care e o poveste care de fapt e luată tot din povești orientale, a mai înflorit-o, a mai mărit-o la și a avut ce succes a avut ispita asta, există, bineînțeles. Da. Ca orice scriitor, ești mai mult sau mai puțin plătit. Băi, cum poți să ai succes în lumea... Nu pentru tine, că tot din dragoste de prieten vrei să fii cu prieten. Dacă nu ești cu totul și cu totul autist și centrat pe tine, nu te gândești la tine. Mă găsesc eu acum și ce, plec eu sau... Odată ce ai intrat în acest joc social, să spunem așa. Și... Da, el... fiind înmormântat acolo, am participat la o comemorare, la un, de fapt, un, cred că a fost un simpozion foarte, la care au venit ambasadorii turci, consuli, personalități, imamul și, în primul rând, foarte mulți pelerini. Dacă nu mă înșel, cel puțin în ultimii 10 ani, și cred că doamna Gülten, despre care vorbea, Gülten a avut un rol mare, important în începerea acestor festivități de acolo, de la Baba Dag. La un moment dat, care a venit Erdoğan, președinte. A fost Erdoğan? Acolo, e, da. La un moment dat, când s-a... Da, da, da. Nu știu exact când, nu are niciun rol să vorbesc acum, posibil în 2004-2005, acolo. Dar, în sfârșit, la mine, în 2015 am fost prima oară. Și într-adevăr, sunt apropo de legende, că de ce este el, se pare că era recunoscut ca un sfânt făcător de minuni. Aha. Și nu era numai de comunitatea musulmană, ci toți, inclusiv creștinii, tot felul de legende. Ei sunt acolo, probabil s-au amestecat niște credințe. Da, s-au amestecat credințele, că este că precum Sfântul Nicolae, că aducea daruri, alții că era ca Sfântul Gheorghe, că au omorât nu știu câți balauri din zonă și a salvat nu știu câte fecioare. Și ajungem la Don Quixote și așa Deci, o personalitate, la un moment dat, dispăruse, se știa mai mult sau mai puțin că ar fi prin zona aia, dar un sultan, nu mai știu prin ce secol, l-a visat. Deci, până în Dobrogea era în, și l-a visat să vină la Baba Dag și scoate-mă de pe aici, pe unde sunt îngropat și să mă cunoască lumea. Pentru că el a pur și simplu pierdut. Sultanul a organizat pelerinaj cu alaie, s-au dus pe acolo și au descoperit. Și mai este acolo un alt sfânt musulman, Koyun Baba, care are la fel mormântul pe un deal
la câțiva, unde este tabăra aia de sculptură, dacă știți, da. Acolo ar fi, și acolo se organizează pelerinaj, se urcă dealul la... Și spuneam de pelerinii aceia care cu muzica respectivă, la instrumente populare, cu niște cântece care sfârșeau, nu înțelegeai, nici acum nu înțeleg. Da, turcă. Turcă, am mai învățat câteva expresii și cuvinte. Da. Dar totul aia, pur și simplu, m-a inspirat la un dat și scriam, și am scris în formă fixă gazeluri, care, fie vorba între noi, un pic mai ușor decât... Și mi-am imaginat așa pe modelul lui Vasile Voiculescu din cu sonete, vorbeam de Shakespeare, sonetele, imaginarea lui, ultimele sonete ale lui William Shakespeare, am scris acele gazeluri care, cum mi-a traduse și prin intermediul doamnei Gluten și prin intermediul doamnei Emin Emel din Constanța, și dumneavoastră este o legendă așa. Da, acolo la Constanța, da. Lumii literare. Da. A spiritualității. Culmea este că, cât știu, este atee, ceva mai special în lumea turcică. Așa e, dumneavoastră a venit din Bulgaria, după al doilea război mondial. Cum se numește, cum îl cheamă? Emin Emel. Da, și... Emin e nume de... Nume se pare că am mai discutat asta și apropo de Eminescu, dar noi fiind români, jet by jet, vezi cam... Eminul meu. Da, la un moment dat prietenii spuneau lui Eminescu, băi, turcule... Da, îi spuneau da, așa? Da, da, da. Pentru că Emin e clar că aici în Balcani era probabil pe filiera... E interesant, și de aici, apropo de... Am devenit din ce în ce mai curios, totuși la formațiune sunt profesor de istorie și științe sociale. Și... A, deci nu filologie ai terminat? Nu, nu filologie. E drept că facultatea de istorie era de litere, istorie... Te-am convins că ai făcut filologie, da, asta am spus așa că ești filolog. Litere, istorie și filologie. Da. Adică toate s-au prins așa, s-au transmis spiritul, duhul, s-au transmis mai mult sau mai puțin. Și de atunci am tot studiat mai mult sau mai puțin serios... Și mă leagă amintiri frumoase, pentru că am fost invitat la un simpozion la Maris, apoi am mai fost... Ai fost în Turcia. Da, și am scos niște cărți. Ca să spunem așa, cel mai spectaculos ar fi numai lansarea unuia dintre volumele poet chemând Derviș la Institutul Cultural Dimitrie Român din Istanbul. Deci asta a fost acum 2 ani, în 2019, prin octombrie. În care... Tot a fost super... Deci te-ai aplicat foarte mult asupra... Da, de aici mi-a venit culturilor, mi-a venit niște idei... Dar de unde, de unde treaba asta? Din prietenia cu doamna Gluten? Sau da, da, acolo, da. Deci eram la editura bibliotecii și am venit cu manuscris tot despre Sara Saltuc, atunci am cunoscut-o, să-i fac corectura respectivă. Pentru că Allah e mare, să spunem așa, exact în aceeași perioadă descoper că străbunica mea din partea tatălui, din partea Târgului Frumos, era o Halibei. Mă chema Ruxandra Halibei, deci măcar încă o generație ar fi trebuit să tot români erau și, deci, dar poate o generație, dar acum m-a mai interesat mai mult sau mai puțin, pe acolo mai degrabă erau tătari sau găgăuzi. Mai puțin probabil turci, dar în sfârșit, la urmă, urme și turcii și găgăuzii sunt tot popoare turcice. Între timp, înțeles, din partea tatălui sunt și grec, mai, cred că mai mult grec sunt decât turc, dacă e să o luăm așa. Contează mai puțin. Dar vocea sângelui, cel puțin, Nu cred că așa puțin așa contează. Contează, cred... Avem toți, mai ales se spune că după o anumită vârstă începi să răzbată. Eram îndrăgostit de spiritualitatea arabă. În timpul studenției făcusem câteva referate, chiar și la titularizare, la un moment dat căzuse tot islamul, căzuse răspândirea islamului. Și pe asta s-a mulat destul de bine, pentru că
Dar acum de câte ori și când am scris poezie și aveam discuții cu doamna Gluten și cu alți turci poeți sau nu, spun, domnule, dar tu scrii ca, mai degrabă ca, ești influențat prea mult de spiritualitatea arabă. Aha. Înțeleg, pentru cineva care nu are treabă cu islamul și cu asta. Dar care e diferența? Da, da. E destul de mare și se cunoaște la un moment dat. În parte, și din cauza asta sunt și conflicte între ei. Deși sunt și turcii și arabii, cei din Arabia Saudită sunt suniți. Da. Nu șiiți precum iranienii, dar aici deja intrăm în chestiuni religioase care te pot apropo de sinteze. Una care m-ar interesa să o duc, dacă ar fi asta a convertirilor. Uh-huh. Lângă prietenie, prietenia da. În literatură, ar fi interesant și asta și cu convertirilor. Convertirea, da, da, da. Pentru că eu am spus că, normal, eram bă, înainte de 89, nu știu, ai mei, da, făceau sărbătorile, dar la modul nu prea era clar. Și oameni simpli, și mama și tata nu erau pregătiți din punct de vedere teologic. Dacă festivitate, așa era. Da. Și ca majoritatea. Eu am spus că pe mine m-a convertit jurnalul Fericirea lui Steinhardt. Da. Plus apoi și lectura noului testament. Plus filmul lui Zeffirelli. Zeffirelli, da. Hristos, da, 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 da. Imediat difuzat, atunci, imediat după Revoluție. Da. Chiar în nopțile alea, da, după, da. Dacă nu mă înșel, l-au dat. Da. Au trezit, să spunem, latura asta mistică. Da, și asupra mea filmul a avut o influență extraordinară. Extraordinară a fost, da. Da. Dar n-am vorbit despre ceva care... am citit eu mai mult și cunosc mai mult din activitatea ta, despre critica de teatru. Vezi teatru mult? Asta. Cum vezi teatru? Vezi teatru și pe online? Vezi teatru... De teatru... Că totuși... E o dragoste, dar nu știu cât de mare este. Dar a fost întotdeauna, pentru că, da. Apropo de prime scrieri duse până la capăt și... când l-am descoperit și am citit mult Shakespeare. Uh-huh. Asta vreau să scriu niște, bineînțeles, cu un anumit spirit critic, aș fi vrut să nu scriu exact. Da. Plus tot atunci mari tragedieni greci îi citesem cam în aceeași perioadă și cam atunci am terminat. Mă duceam la teatru mai mult sau mai puțin, vedeam la televizor, citeam mult. Mă îndrăgostisem de Eugen Ionescu. Și am făcut așa o pasiune mortală pentru Eugen Ionescu. Mă refer la primii ani după Revoluție, la anii de formare, așa. Că probabil în seara asta o să ne oprim la anii de formare noastră. Da, da. Așa, și atunci terminasem, la început, chiar am scris niște piese la patru mâini. Cu un bun prieten, Marian Stroie, care mai mult sau mai puțin mai scrie și el din când în când, am mai mult poezie, dar atunci, la început, hai să scriem, apropo tot de gândul că ai putea trăi din scris, niște premii destul de consistente, atunci, în perioada aia, anii 93-94, erau destul, cel puțin la Uniter, erau un premiu destul de consistent pentru teatru. Și hai să scriem teatru. Am scris vreo două piese și am spus, hai să o ducem pe asta. Să o trimitem. Nu, în primul an am trimis ceva. Mă, dar suntem siguri că ajunge acolo, nu aruncă ea la coș când prima... Hai mai bine să mergem chiar noi. Și am scris, am pus la pachet și ne-am dus la București. E un tăpare destul de amuzant, deci trebuia... Nu, dacă nu mai... Erau două concursuri atunci. Deci unul organizat de minister, Ministerul Culturii, și încă unul... organizat de, m-am mai gândit la asta, de 20 de ani, de asta spun acum, și unul de Uniter, celebru, care a rămas la Uniter. Și noi, ca ministru, am dus să ne ducem la Ministerul Culturii, dar nu știu, nu ne uitasem noi bine la dată, că ne-am dus împreună. Și era
dacă nu mă înșel, adică nu mă înșel, secretariatul sau ce era, era la Casa Scânteie acolo. Da. Deci imaginați-vă, anii 93, 94, 95 pe acolo, încă totul, încă nu era foarte, foarte clar. Ajungem acolo, suntem dirijați, ajungem undeva sus, pustiu, destul de pustiu. O doamnă, o secretară, de la Garați, de la Garați, acolo este peștele. Da, este pește. Noi novici, naivi și din asta. Da, da, da. După aceea, tot intrând în lumea literară și asta, am înțeles că oamenii de aici se cam duceau la părmagajul cu pește, cu pește, cu vinișorul, cu... Noi, naivitatea noastră, care probabil este asta, ne-am... Dar știți, acum nu știu dacă ne-a spus pentru că n-aveam peștele la noi. Da. Știți, nu mai primim noi manuscrise acum. S-a terminat asta. Acum, Marian Stroi, care avea are și acum un farm, un șarm cu totul și cu totul deosebit, bănuiesc că din cauza lui. Asta, doamna, până la urmă se gândește, că, dar totuși vă pot uitați, din câte știu, este și la Uniter. Un concurs. Vă invit, vă duceți acolo, dăm adresa, noi băieți de scurcăriță, ajungem și la Uniter, nu știu, am intrare pe niște curs pe acolo. Dar... intrăm și la Uniter. Da, încă nu am început în scrierile, dar da. Plin de bunăvoință. Acum, nu știu, cu experiența de acum știți, când vin doi așa entuziaști, ca să nu-i superi. Da. Da, nu, dar tot așa, plin de bunăvoință, totuși, haideți că vă înscriem. Și ne-au dat număr de ordin 01. Deci era primul manuscris. Primul. Acum, punând cap la cap, ținând cont de cunoștințele noastre de tehnoredactare de atunci, știu că am scris pe niște foi gen A5. Aha. Condițiile erau, de fapt, A4. Da, da, da. Trebuia păstrate anumite... Nu știu cât de mult am respectat, da, dar da, numai da. Faptul că și cum erau legate și cum total neprofesionist, din perspectiva zilelor noastre, spun da, acum, da. Probabil nici nu s-a uitat la manuscrisul ăla sau nu s-a dat mai încolo, că, apropo de începuturile... Și n-ați primit niciodată nimic, niciun răspuns că, pentru... Nu, nu. Apoi am mai reluat, am mai scris, de exemplu... Ai vreo copie după... Ai un... S-ar putea să mai am... Despre ce era vorba? Un fel de, dacă nu mă înșeală memoria, povestea unui cuplu... și cei doi au primit să fie împăiați. Și să fie un fel de grădină zoologică. Da, 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 da. Cam asta era. Ai niște povestea. Idei foarte năstrușnice. Știu că am mai citit niște piese de ale tale. Da, e foarte unele interesant. Unele care au mai participat, una a fost nominalizată la premiile Sorbul, deci am intrat într-o antologie acolo. Dumneavoastră m-ați mai încurajat acum în ultimul da. Și una dintre ele, la un moment dat, ca exercițiu, era după Edgar Allan Poe. Chiar atunci citisem că și o scrisoare pierdută ar fi fost inspirată tot de o novelă de-a lui. Plecând de acolo, citisem eu ceva cu doctorul Plum și... Acum știu că am mai scris o piesă în care se petrecea acțiunea într-un vior singur, atunci o piesă în care se petrecea în sanatoriu. După aia mi-am dat seama că, de fapt, se sublinia, asta trebuie să fie originală, nu inspirată de unde și aia a rămas până la manuscris pe undeva. E greu, să, cum ai spus mai devreme, să reziști tentații de a te inspira, ca intrigă, intriga. Cred că pe mine asta mi se pare cea mai mare problemă, cel mai greu de realizat, să găsești intriga. Așa poți să ai un... stil frumos, elegant, de a scrie original, dar intriga este greu de găsit. Intriga în această seară, da, cu tristețe, trebuie să spun. De-abia am ajuns la intriga. La intriga. S-a cam terminat. Deci n-am ajuns la intriga, nu o să aibă succes. Da. Încă n-am ajuns la intriga. Așa de repede a trecut timpul, tu ai fost atât de... Treci direct la lovitorul de teatru sau... ai fost atât de altruist, ai vorbit și despre alți scriitori. Data viitoare trebuie neapărat să povestești despre piesele tale de teatru, să povestești spectatorilor și să vorbim, să o luăm de unde am rămas. Mersi mult încă o dată și pentru seara asta și pentru invitație.
Lovitura de teatru ar fi să spun că eu întotdeauna am vrut să fiu romancier, să fiu, dar n-am apucat. N-am apucat să vorbim despre cărțile tale. Deloc, da. Dacă îmi promis că o să ne mai întâlnim, putem să ne despărțim mai puțin triști așa, să fim sănătoși. Și fiind autori, trebuie să ne gândim și la ceilalți. Sunt atâția oameni de talent în gala aceasta care sunt mai buni. Nu, dar sunt lucruri pe care încă nu le-am discutat și trebuie neapărat să ne mai întâlnim o dată să vorbim. Eu am o listă foarte lungă de întrebări, dar deocamdată asta este. A trecut ora noastră. Mersi mult. Așa, eu mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc tare, tare mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Nu uitați că și mâine seară la ora 20, duminica la ora 20, este în reluare această emisiune. Îi mulțumesc lui Adi Secară, eu sunt Izabela Oancea și vă invit să citiți foarte mult. Altădată vă invit să mergeți la teatru, acum vă invit să citiți. Hai, și eu vreau să vorbim despre o revoluție care spuneați că deci la Galați lăsăm pe cei de la Timișoara să ne mândrim și noi cu să ne mândrim cu o revoluție în la cititorii, sigur că bine. Bună seara și numai bine. Să ne întâlnim sănătoși. La revedere.